Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ministerul Educației a organizat recent un concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școli. Vreți să fiți director de școală? Sunați-ne 0372069599 pentru că avem întrebările. Nu, vorbesc foarte serios. Deci întrebările au fost postate ulterior pe site-ul oficial al Ministerului și sunt cel puțin surprinzătoare. Și avem nevoie de câțiva voluntari care sunt acum pe frecvență. Și care și-ar dori să fie director de școală. Da, cine vrea să fie, vă jur că o să fie fan. 0372069599. Sunați-ne pentru o mică probă în direct de întrebări date oficial de Ministerul Educației pentru la concursul de ocuparea funcțiilor de director. Dar nu trebuie să fii profesor ca să fii director de școală. Habar n-am. Trebuie să treci testul ăsta, înțeleg. Deci fiți atenți. Este așa, sunt mai multe subiecte. La primul subiect, li se oferă, trebuie să aleagă un răspuns corect din patru și li se oferă o analogie de niște cuvinte. Deci, Luca, vrei să fii cobaiul meu? Vrei să fii tu pârșul meu în dimineața asta? Vrei să fii director pârșul de școală? Am deci, întrebarea este, zice, în ceea ce urmează, veți vedea o pereche de cuvinte. Eu o să vă spun. Trebuie să vă hotărâți prin ce se aseamănă ele și să marcați răspunsul care descrie cel mai bine, este scris cu majuscule, modul în care ele se aseamănă. Exemplu, prin ce se aseamănă, atenție, cuțitul și lingura. Și se dau patru răspunsuri. 1. Au forme diferite. 2. Cuțitul este mai periculos decât lingura. 3. Amândouă cântăresc mai puțin de un kilogram. 4. Amândouă sunt folosite pentru a mânca. Deci asta este o întrebare cu patru variante de răspuns pentru concursul de director. Zici, Luca, prin ce se aseamănă cuțitul și lingura? Au forme diferite, au forme diferite. Ce, care e asemănare? Asemănare e diferența. Da. Cred că sunt folosite pentru a mânca. Bravo, domnule, excepțional, domnul director. Altfel vorbești cu el acum, când știi că poate fi director. Cred că asta e ca la dublu sau nimic, adică e de încălzire, nu? Bine, fiți atenți, hai să vedem. Hai să vedem, hai să intrăm în direct. Uite, Claudiu e cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața, Claudiu. Bună dimineața, Claudiu. Salut. Bună dimineața. Vrei să fii director? Absolut. Fii atent aici, întrebare. Deci eu pun întrebarea și ai patru variante de răspuns. Trebuie să o alegi pe aia corectă. Prin ce se aseamănă învățătorul și profesorul? 1. Unul este mai puțin pregătit decât celălalt. 2. Amândoi au absolvit studii superioare. 3. Amândoi aparțin unei instituții de învățământ. 4. Amândoi susțin ore de curs în fața elevilor. Toate patru. Toate patru, a? Cum, domne, asta unul e mai puțin pregătit decât celălalt? Treci la loc, nota 4, nu este adevărat, nu se poate așa ceva. Ei ba, sunt... poate. Păi nu, că învățătorul... Dacă erau la fel de pregătiți, erau amândoi profesori, așa unul învățător, altul profesor, păi nu se poate. Păi da, dar trebuie să se asemene. Prin ce se aseamănă ei? Cea mai importantă asemănare. Bun, mergem mai departe. Mulțumim, Claudiu, nu poți să fii director nu în dimineața să asta. Nu poți să fii director, îmi dar poate că Mihai reușește. Bună dimineața. Fiate, Mihai. Neata. Întrebarea este următoarea. Prin ce se aseamănă catalogul și carnetul de note? 1. Amândouă arată situația școlară a elevului. 2. În amândouă se scrie cu pixul. 3. Unul e comun, celălalt e personal. 4. Amândouă sunt folosite în mediul academic. Atenție, trebuie să spui care e cea mai importantă asemănare. Da, da. Varianta A. Amândouă arată situația școlară a elevului. Bravo, domnule, ești foarte bun, dar se scrie și cu pixul, care ar fi problema, nu? Hai mă, că acum induci în eroare. Mai nou s-a implementat și catalogul electronic. Bravo, iată, Mihai, bravo. Mihai, poți să fii director, bravo. Ai dat răspunsul corect la prima întrebare? Da, corect. A dat răspunsul. La cealaltă, nu. Hai să mergem mai departe. Ioan. Nu, stai un pic, la prima întrebare răspunsul corect era că amândoi susțin ore de curs în fața elevilor, atât profesorul Pridan. A rămas lumea cu buza umflată. Păi, mai sunt și mistere în educație. 0372069599, mai avem câteva întrebări. Ioan, bună dimineața! Ioane! Bună dimineața! Fii atent, Ioane! Vă spun. Prin ce se aseamănă manualul și culegerea? Amic, adică primul. Amândouă conțin exerciții. 2. Amândouă se pot răsfoi. 3. Amândouă sunt structurate pe capitole. 4. Amândouă reprezintă suport de studiu pentru elev. Primul și ultimul. Amândouă conțin exerciții. Unul singur. Unul singur.
Amândouă conțin exerciții, amândouă reprezintă suport de studiu pentru elev. Da, domnule, bravo. Suntem mândri de ascultătorii noștri pregătiți să fie directori. Eu aș vrea să îi cunosc pe candidații care au răspuns amândouă se pot răsfoi. Bravo. Bun, trecem la capitolul următor. Mulțumim, Ioan. Maria e cu noi. Să rămână. Bună dimineața. Fiți atentă, Maria. Fii puțin atentă, Maria, că se schimbă lucrurile. Deci acum avem altfel. Trebuie să facem analogii. Deci în acest grup de sarcini veți primi trei cuvinte, zice exercițiu. Primul și al doilea cuvânt sunt conectate într-un anumit mod misterios. Sarcina dumneavoastră este de a găsi cuvântul care are o legătură similară cu cel de-al treilea cuvânt, alegând dintr-o listă de cuvinte date. Deci sună complicat, dar de fapt e foarte simplu. Și să dă următorul exemplu. Pădure cu copaci. Asta este prima analogie. Pajiște cu ce rimează? Și se oferă 3-4 variante. Iarbă, fân, hrană, verde. Deci pădure, copaci. Pajiște. Păi... iarbă. Bravo, doamnă, excepțional, doamna director, este excepțional. Bravo, bravo. Mulțumim, Maria. Mergem mai departe? Mulțumim. Da. Bine. Paul, bună dimineața. Paul. Bună dimineața. Bună dimineața. Avem așa. Tablă cu burete. Și atunci caiet cu și variantele sunt cretă, radieră, creion, riglă. Creion? Creion. Nu, domne, radieră, că e tablă cu burete, caiet cu radieră. Radiera fiind guma. Buretele șterge tabla, radiera șterge caietul. Da, asta e. Bravo. Deci, deci putem să mergem înainte așa, dar vrei să mai luăm un telefon? Hai să mai luăm un telefon. Hai să mai luăm un telefon. Loran, bună dimineața. Bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Fii atent. Avem așa examen cu supraveghetor și atunci școală cu suplinitor, paznic, inspector, director. Tam-tana. Deci eu pot să vă spun că mă dau răspunsul imediat, dar înainte de toate trebuie să specific că cunosc pe domnul Cîțu. Așa. A, deci, să trăiți. Gata, ați dat răspunsul corect, vă mulțumesc foarte mult. Gata, domnule, mai avem încă un director. Deci, astea sunt întrebări date într-un test care este mai lung, într-adevăr, dar pentru ocuparea unor funcții de director. După câte vedeți, întrebările fac parte dintr-un test de inteligență realmente minimal. Adică nivelul este cam, nu știu ce să spun, credință clasa 1, clasa 2. Sigur că unii dintre voi ați dat răspunsurile greșite, dar asta pentru că sunt la radio și poate nu toată lumea reușește să rețină ordinea cuvintelor imediat. Dar în momentul în care ai în față hârtia respectivă să pici acest test, este un semn foarte prost în condițiile în care candidezi pentru o funcție de director. Întrebarea mea este, testul ăsta o fi fost dat în glumă sau ăsta chiar este nivelul? Nu cred că e în glumă. Stai puțin. De ce zici că e în glumă? Nu știu, nu-mi dau seama. Asta este nivelul cineva direct din pentru... inspectorat sau de undeva, de unde se dau posturile astea? Nu știu, asta mă întreb. Adică testul este pe site-ul ministerului, pe edu.ro, are metodologie. Cum? Eu am crezut mult timp că e... mult timp. Am crezut că e psihologic. Da. Și că e ceva... cheie aici, știi? E psihologie. Să vadă ce spui ca vezi să... că pe site acolo poate să fie și testele alea pentru diferite clase și pentru clasa a treia, a patra. Sigur n-ai greșit și ai director luat cu drag and drop din altă parte. Hai că la modul că dacă tu spui că au în comun cu legerea și manualul faptul că pot fi răspăite, ești un tip curajos. Da, curajos. Pădure, copaci, atunci pajiștea înseamnă că e verde, exact. Nu? Cam asta ar fi. Dar ultimul nostru ascultător a dat răspunsul corect. Răspunsul corect este am o pilă. Și atunci s-a rezolvat problema. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.